Între timp, a sărit și parchetul general cu un comunicat în care susține, evident, punctul de vedere exprimat de președintele Înaltei Curți. Tudorel Toader a fost și la ședința CSM, s-a discutat proiectul trimis în Parlament. Bineînțeles, a fost atacat de aceleași persoane care s-au opus oricăror modificări. Roxana Ciucă ne spune cum a decurs ședința de azi, Roxana. Bună ziua, Sandra, bun găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi a fost plen aici la Consiliul Superior al Magistraturii și, evident, ordinea de zi de astăzi a fost suplimentată cu această dezbatere privind pachetul legilor justiției. Evident, s-a discutat două ore despre acest subiect, iar la un moment dat, ministrul justiției a spus că trebuie să plece la ședința de guvern. Bun, au fost evident discuții în contradictorii, așa cum era de așteptat, Sandra, pentru că nimeni nu se aștepta să se ia în discuție acest proiect privind legile justiției. Au venit aceste discuții imediat, la vreo 10 minute după ce cei de la Înalta Curte de Casație și Justiție au remis acel comunicat de presă. De altfel, ministrul Justiției a spus foarte clar că cei de aici de la CSM au dat aviz negativ acum aproximativ o lună pe acest proiect al legilor justiției și că domnia sa nu a făcut altceva decât să-l trimite. Singura modificare în plus față de ce știau cei de aici de la CSM ar fi ce privește inspecția judiciară, pentru că erau discuții vis-a-vis de inspecția judiciară ca aceasta să treacă fie în subordinea CSM, fie în subordinea Ministerului Justiției, fie să rămână independentă. Și spunea Tudorel Toader faptul că a plecat acest pachet, acest proiect de legi cu propunerea ca inspecția judiciară să fie independentă. Acum au fost foarte multe discuții, fiecare și-a spus punctul de vedere. De asemenea, unul dintre membrii CSM a spus că nu s-a discutat foarte mult pe acest proiect al legilor justiției, deși știm prea bine că au dat aviz negativ. Vedem ce se va întâmpla în continuare. L-așteptăm, Sandra, din moment în moment și pe Augustin Lazăr, procurorul general al României, pentru că este încă de azi dimineața aici la CSM și așteptăm să luăm un punct de vedere și de la domnia sa, pentru că acum jumătate de oră și cei de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au remis la fel un comunicat de presă.